Valoarea proiectului este de aproximativ 12 milioane de euro, iar puterea instalată va fi de 6.000 de megawați pe an. Energia generată va fi utilizată pentru a alimenta diverse categorii de infrastructură municipală, inclusiv clădiri publice, iluminat public, stații de încărcare pentru vehicule electrice, unități de învățământ, unități de agrement și recreere, autobază și stații de încărcare pentru autobuzele electrice. Durata de implementare a proiectului este estimată la 46 de luni. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că, în timpul vizitei sale la București, a discutat și alte probleme curente ale municipalității cu oficiali din diferite ministere.